Iubiți credincioși, în ziua aceasta mare a praznicului Întâlnirii, ne-am adunat să facem o slujbă specială de decembrie. Slujba aceasta este una specială pentru că este rânduită duminica la prânz și așa cum vă spunem și săptămâna patimilor, zilele se numără altfel liturgic. Iată că deja am depășit o zi de praznic și, cum ați auzit și la slujbă, rugăciunile sunt cele de seară să mergem. Asta înseamnă că deja este seară și mergem mai departe către ziua a doua de Paște. Dar așa cum se cade bine unui mesager, am să vă spun că tot ceea ce face un preot și transmite mai departe, este luat din zona în care se află. Și anume, pe unde merge, culege câte o impresie și o trăiește cu sufletul lui și o spune mai departe. Odată un preot a fost numit să țină o cuvântare la un penitenciar. Era săptămâna patimilor și a fost numit să se ducă acolo. I-a fost foarte greu pentru că nu mai făcuse lucrul acesta, dar i-a fost foarte greu pentru că știa că o să fie înconjurat de oameni care nu prea știu ce e biserică, nu prea știu ce e morală, nu prea știu despre suflet și el trebuia să le vorbească. Și a fost foarte, foarte trist și încurcat ce subiect să găsească. Când să se ducă însă spre pupitrul care era pregătit pentru cuvântare, s-a împiedicat. A căzut și a făcut câteva tumbe și s-a simțit atât de penibil cum nu s-a mai simțit el niciodată în viața lui. Toți au venit în râs și probabil că cei au zis, i-au auzit urechile, numai el știe. Ia uite popa prostul, ia uite ce. Destule. S-a ridicat însă de acolo și când se deschide gura, i-a trecut ideea salvatoare prin cap. Și a spus, așa se întâmplă și în viață. Cădem, dar important este cum știm să ne ridicăm și le-a vorbit despre posibilitatea omului de a se ridica. Pentru că ei erau niște oameni căzuți și i-a învățat cum se face. Ce rușine a pățit el, le-a spus cum a trăit momentul penibil când s-a împiedicat, dar din acest moment a învățat că oamenii în fața cărora se aflau aveau nevoie de acest mesaj. Puterea omului de a se ridica. Ei, eu veniți pe biserică însă, tot un fel de împiedicare a fost, m-am împiedicat, înainte de în fața dumneavoastră, de un anumit aspect. Când am parcat mașina, am auzit, cred că, așa, nu predau desen la școală, predau muzică totuși, ca la un sunet de vreo 300 de decibeli, manele de manele, ca să zic așa pe românește. Și chiar aici, în fața bisericii, și zic, e o figură ispită. Când cobor din mașină, văd de unde porneau acele manele. M-am uitat foarte frumos, dar am constatat că, după ce m-am uitat frumos, a deschis omul toate geamurile. Le-a lăsat și au intrat în urechile mele și m-am împiedicat total și definitiv, de n-am putut să mă ridic. Și atât am făcut semn să lase mai încet. La care, știți cum, ridic așa bărbia. Adică, ce vrei, mă? Și am arătat biserica. Atunci, am închis imediat. Nu a dat mai încet. Am închis. Se poate. Și a venit la mine și știți care e problema? Aparatul ăsta așa funcționează. Copilaș, este un mesaj pentru noi. Auziți, aparatul ăsta așa funcționează. Păi e clar că cine are un aparat la care ascultă manele, trebuie să asculte la decibelii la care se ascultă manelele. Credeți că manelele se ascultă așa ca Sinfonia Noa? A, nu, nu, nu. Manelele se ascultă și ele la anumite decibeli. Și m-a impresionat faptul că nu s-a supărat.
E bine, o să zice, nu avea de ce, mă avea de ce. Eu i-am stricat feng shui, mai crezi. El avea o anumită oră de lectare. Ei, dar mesajul pentru mine este următorul. Așa funcționăm. Adică, am ținut post, iar acum ne aflăm în fața unei situații inedite pentru organismul nostru, pentru atitudinea noastră, pentru tot ceea ce înseamnă o nouă viață. Așa funcționăm. În momentul în care constatăm că s-a terminat postul, ce facem? Oprim aparatul? Nu. Trebuie să funcționăm la fel. Ca și când ar fi post. A, nu vă apucați, Doamne ferește, să înțelegeți că se ține post astăzi. Chiar este un canon al Sfinților Părinți, la dumneavoastră la Ancira, în 372, care ne spune clar că nu se ține post, nu se îngenunchează, nu se fac metanii în zilele acestea. Așa că nu e vorba de post, e vorba de atitudine. Să știți că a ține post nu înseamnă neapărat să mănânci fasole și să critici pe celălalt. Nu. A ține post înseamnă a te veseli cu ceilalți la nivelul cumpătării, la a face tot ceea ce faci, că așa funcționezi, cu cumpătare. Despre cumpătare vreau să vă spun câteva lucruri. Niciodată nu ne-am învățat cum este cu această cumpătare. Îl avem pe Sfântul Apostol Petru în cap, care doar ce a venit în fața Mântuitorului și când acesta s-a aplecat să-i spele picioarele, pentru că așa era scris și urma să le dea o lecție, a spus, mie învățătorule, niciodată nu să-ți speli picioarele. Pentru că bine, dar dacă nu-ți speli picioarele, nu poți să intri cu mine la cină, în bucuria Domnului. Atunci și mâinile și capul să mi le speli. La care, bineînțeles, cunoașteți ce a zis Mântuitorul, un om care este curat, n-are nevoie decât numai să fie spălat pe picioare și va fi curat pe de-a întregul. Iubiți credincioși, așa suntem și noi. Am postit o anumită atitudine a postului. Când am postit, am spus, Doamne, gata, acum eu funcționez pe post. Am apăsat butoanele de post și nu mă atinge nimeni cu nimic. Eu sunt pe partea asta drumului. Adică mie nu o să-mi speli niciodată picioarele, adică eu trebuie să-mi spăl celorlalți. Și începem un pompierism de ăsta care ne face să ne adunăm materialele și să mergem până la capăt. După care s-a terminat postul și ce facem? O luăm în partea cealaltă. A, păi atunci, dacă n-a fost bine până acum, mergem în partea cealaltă. Nu. Drumul pe care trebuie să mergem este cel de mijloc. Vorba lui Neleancu, nici prea prea, nici foarte foarte. Dacă vom fi atenți, și de acum înainte putem trăi frumos cu ceilalți, pentru că postul nostru nu s-a terminat. Postul nostru înseamnă modul nostru de funcționare, modul nostru de a vedea lucrurile frumos. Chiar m-am bucurat foarte mult când un fiul de-al meu duhovnicesc îmi spunea că îmi mulțumește. Deci, niciodată nu știi când începe omul să-ți mulțumească și pentru ce. Că într-o dimineață, venind și cărând din mașină diplomatul agenda, mai avem o sacoșă. Zice, cu asta ce e? Zic, păi, ia, dacă vrei să mă ajuți, du-o tu la gunoi. Păi, de ce? Zic, cu asta adună hârtile din parcare, că dacă se trezește familia mea și vede ce era acolo, o să le strice și lor ziua, așa măcar dacă mi-am stricat-o eu cu imaginea respectivă, am adunat și când se trezesc ceilalți, o să se simtă bine. Și acum mi-a adus aminte că s-a întâmplat lucrul ăsta vreo câțiva ani. Și zice, m-ați învățat un lucru extraordinar. Atunci când văd neputința celuilalt, nu mă mai deranjează, trebuie să iau eu măsuri. Ce pentru că sacoșa aia pe care am dus-o la gunoi, mi-a dat de înțeles că e un mod de viață. A nu spune cine a făcut gunoiul, a nu te interesa de educația asta om la om, pentru că nu ajungeți nicăieri, vă spun eu singur. Am încercat și să mă duc după cineva care aruncase o hârtie și i-a făcut semn și pleca cu mașina.
i-am făcut semn, a oprit omul. O fi crezut că am ceva să-i transmit și chiar aveam de transmis. Și când i-am arătat hârtia, a zis, așa, mi-a aruncat așa mâna și du-te, domnule, de aici, asta e problema. Și de atunci mi-am propus ca educația om la om să fie om cu sinele. Adică să iau hârtia frumos, să o duc unde trebuie și să-mi văd de ale mele. Pentru că așa funcționăm noi de post și în perioada nepostului. Este singura atitudine care ne poate salva. Vă imaginați ce ar fi însemnat ca în dimineața aceea să fac tot felul de investigații, să mă uit pe camere, care mașină a venit, ce a lăsat, ce... Mă amăram. După ce aflam cine, vă imaginați că nu mai puteam să-l uit. Și erau probleme din ce în ce mai mari. E, așa se întâmplă cu postul nostru. Dacă nu știm că gunoaiele care s-au adunat, chiar și la noi, în bătătură, în sufletul nostru, trebuie duse la o parte să ne mai întrebăm cine le-a lăsat, dar de ce le-a lăsat, dar de ce le-a dat la cumătura, dar de ce a deschis la geamul, dar de ce, chiar că toți suntem la capitolul ăsta, l-am văzut pe cineva că a aruncat un mug de țigare pe geam. Și m-am dus frumos la el așa pivos, zic, avea o mașină ultimul răgnet. Zic, o, frate, ce minunat, ce, câți că ai putere, dar uite, păi să-mi ținut așa să-l iau mai pe la Ploiești. Dar cât are, dar ce face, dar ce posibilități, cât face, cât timp prinde 100 la oră, am început să... Am creat, captat și o benevolenție și deja eram prieten cu el. Și zic, și ce dotări mai are? N-a știut când îl bag. Ce dotări mai are? Are, aia. Zic, mă, dar la cât ai dat pe ea scrumiere, n-are? Păi de ce? Mă, uitați că aici, mă, dacă are, de ce nu-i folosești? Bineînțeles că a uitat tot ce era frumos în discuția noastră, mi-a închis geamul și a zis, maca nu e sănătos. Recunosc. Dar nu m-am introdus în această discuție cu el. Știam unde o să ajung, dar am vrut să-l port așa puțin, poate că și-aduce aminte vreodată că mașina aia cu atâtea dotări are și o dotare făcută pentru el, pentru restul de lui de țigare. Altul mi-a zis, păi ce, nu sunt biodegradabile? Zic, da, dar trebuie să așteptăm câțiva zeci de ani ca să se desfacă ăstea și, în primul rând, biodegradabil este atunci când ajunge în pământ, nu pe asfalt. Că după asfalt o să stea foarte mult ca să se biodegradeze. Ei, așa este cu noi, fraților. Așa funcționăm. Dar avem în tot timpul un buton de resetare. Acum trebuie să apăsăm pe el și să spunem, s-a încheiat postul, dar noi trebuie să trăim frumos. Și cum se trăiește frumos? Nu este un trai de post și un trai de nepost. Traiul frumos nu ține cont de mediul în care te afli sau de posibilitățile liturgice sau chiar de posibilități sociale sau de stare civilă. A trăi frumos, să știți că înseamnă pur și simplu a trăi frumos, a te împăca cu tine, a nu mai avea pretenții ca ceilalți de lângă tine să facă la fel ca tine, pentru că te-ar transforma întotdeauna într-un judecător și întotdeauna ai avea grijă să spui, dar ăsta nu e ca mine, trebuie să-l fac ca pe mine. De ce? Nu, el e ca el. Chiar și un dascăl la școală trebuie să-și propună să scoată din copil ce este mai bun, dar nu să-l facă ca pe el, ci să-l facă exact ca pe propria personalitate a copilului și să scoată din el ceea ce este mai frumos și mai bun și mai elegant. Și din fiecare copil poți să scoți altceva, pentru că fiecare copil este purtător a altceva. Unul are un talent, altul doi, altul cinci. Și trebuie să scoți din fiecare parte de talanți ca să poată să-i înmulțească. Asta înseamnă, până la urmă, a trăi frumos. Iubiți credincioși, în așa zi frumoasă de Paști, vă urez ca, măcar până acasă, să faceți colecție de câteva întâmplări cu care să vă hrăniți sufletul. Vă dau eu un exemplu. Să trăiți bucuria că l-ați lăsat pe cineva să vă taie calea în intersecție, să constatați că puteți să nu răspundeți unor provocări, așa cum v-am mai spus și altădată, nu este o fixație, dar chiar este o realitate,
Atunci când se spune că nu ați făcut un anumit lucru, trebuie să recunoașteți că așa este. Atunci când mi se spune că ați uitat să cumpărați ceva, trebuie să recunoașteți pur și simplu, sau că v-ați lăsat pantofii în V și trebuia să-i așezați paralel, trebuie să o luați ca atare. În momentul în care v-ați propus să nu mai deschideți gura să argumentați, pentru că aveți argumente extraordinare multe, de ce sunt în V și de ce, cum o să încalți când pleci, că ți-e mai ușor, nu mai sunt valabile aceste explicații. Încercați să tăceți și atunci veți constata că v-ați învins. O să scăpați de foarte multe argumentații pe care va trebui să le dați și atunci, așa cum v-am spus, veți colecționa povești de viață care vă vor învăța să trăiți frumos. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune de a vedea în tot ceea ce ne înconjoară o lecție pentru noi. Atunci când vezi pe cineva într-o intersecție că se grăbește, să zici, Doamne, eu îți mulțumesc că mai stau de vorbă și cu mine cât este semaforul ăsta pe roșu. Și începi să-ți faci un plan, începi să guști a trăi frumos din a trăi limpede. Și te mai uiți odată la celălalt care vrea să mai muște jumătate de centimetru în defavoarea celui din fața lui și atunci să mulțumești Dumnezeu că ești un om liber. Un om liber este atunci când constată că nu are patim și nu se grăbește unde nu trebuie. Spre ce ne grăbim? Dacă nu trăim frumos fiecare clipă, de ce așteptăm așa ca să vină? De ce să ajungem acasă mai repede cu 3 minute? Da, dar dacă ajungi acasă mai târziu cu 3 minute și cu gândurile așezate, este altceva. Poate că nici celălalt care te primește acasă nu o să mai vadă în ce poziție te-ai lăsat pantofii, poate că nu o să mai întrebe cu furie, bă, dar uitați-i pâine, și te execuți și viața merge mai departe. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Acesta este salutul zilelor noastre și de acum înainte să știm că Hristos a înviat pentru noi și ne-a înviat și pe noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!